Cercetarea arheologică la necropola de lângă localitatea Cârlomănești în județul Buzău a fost reluată după o pauză de 3 ani. Zilele trecute, în punctul de la Arman, arheologii au descoperit 3 morminte despre care spun că provin din epoca bronzului. În această vară, arheologii au deschis 9 morminte, inclusiv cele cercetate în prezent. Au fost descoperite mai multe morminte care vor aduce obiecte de valoare, de patrimoniu în colecțiile Muzeului Județean Buzău. Aici avem ceea ce a mai rămas dintr-un mormânt. Mormântul nu e foarte bine conservat pentru că este la mică adâncime. Deci probabil că l-au afectat lucrările agricole în principal. Și nu numai, posibil și complexele mai târzii, ulterioare epocii bronzului, să fie afectat mormântul. În total, începând cu săpăturile începute cu din 2001 până în prezent, avem 114 morminte cercetate, cu inventare foarte frumoase, bogate. Știm că mormântările încep undeva în jurul anului 2000 înainte de Hristos. Între anii 2008 și 2014, în zona au fost descoperite și cercetate peste 80 de morminte. Noile descoperiri arheologice din necropolele de la Pietroasele și Cârlomănești sunt extrem de importante pentru istoria meleagurilor buzoiene. Anul acesta împlinim 50 de ani de la demararea cercetărilor arheologice la Cârlomănești, într-un punct aflat nu departe de aici și cunoscut sub numele de Cârlomănești Cetățuia. Ne dorim ca în viitor aceste cercetări să continue, fără pauze, și să contribuie la îmbogățirea patrimoniului arheologic și istoric al Muzeului Județean Buzău. Campania asta am găsit unul din puținele cazuri, probabil al unui bărbat care era așezat chircit pe partea stângă, dar cu capul orientat spre est. De obicei, în proporție de 98%, mormintele din zona asta sunt orientate cu capul spre vest. E un caz mai aparte, să zicem ăsta. În prezent, pe șantierul de la Cârlomănești lucrează alături de specialiștii Muzeului Județean o echipă de arheologi de la Facultatea de Istorie din București. La săpături contribuie însă și elevi buzoieni de liceu care s-au bucurat de prilejul de a descoperi tainele arheologiei. Mama și cei 3 frați mai mari ai mei au lucrat aici ani de zile și am fost pasionată și chiar mi-a plăcut încă de când eram mai mică și am zis de ce nu să lucrez și eu de vreme ce am vârsta necesară. Ce ai descoperit până acum? Aici avem un complex, la fel și în celelalte părți, am descoperit vase, amfore, niște oase de om. Când începem să spăculim, trebuie să ținem mâna pe respectivul, adică cum ar fi aici, ținem mâna pe piatră pentru a nu o demora și îi fac o anumită banchetă ca să o țin pe loc și după o să folosesc periuța ca să îi determin toate extremitățile pentru a fi măsurată și desenată, pusă pe schiță. Suprafața necropolei este destul de mare și în acest areal mai sunt încă morminte nedezvelite. Acestea vor fi cercetate după ce vor fi îndeplinite toate formalitățile legale între Muzeul Județean Buzău și proprietarii terenurilor.